Salutare și bine m-am găsit la un unboxing. Astăzi o să vedem un microscop electronic all-in-one microscop. Este cu telecomandă, are aici două becuri. Câteva specificații. 2100X, are o alimentare cu 12V la 1.5A. Asta e un microscop de lucru pentru electroniști, în principiu, dar e destul de ok, are și dintre cele mai importante sunt cei 60 de cadre pe secundă cu care filmează 1920, iată rezoluția Full HD. Hai să dau lumina asta mai așa. 1920, 1080, 60 FPS și are o ieșire pe HDMI, dar și pe USB, poate să scoată și pe USB, dar este limitat la 30 FPS. 5 linii, 26 de megapixeli, poți să pui un card, standard magnification 230X. Anti-corozie, multiple energy saving, easy to install, bla 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 bla. Ok, bun, suportă Windows, hai să vedem ce avem în cutie. Cutia este ceva de genul ăsta. Aici, acum o desfac prima dată, nu, m-am uitat un pic așa la ea, dar nu am avut timp foarte mult. Asta e telecomanda, cu funcțiile ei foarte... Așa... Bun, ce avem aici? Aici este display-ul, monitorul, acesta e băgat într-o pungă de asta faină. Iată, așa vine display-ul, are o folie pe ea, asta pare mai mult a fi de pânză din ce văd eu. Asta e destul de faină, să zic. E un efect tare ciudat, se vede acolo. Are câteva butoane pe aici. Poză, ok, meniu, power. Ăsta cred că vine alimentat aici, în partea asta, da. Am probleme cu lumina asta, nu se vede foarte, foarte bine, o să imediat rezolvăm. Iată că am rezolvat și cu lumina, USB output, DC 12V, HDMI, TF card, asta e modelul HIGHER, HIY2070, 12V cu... Și aici are o chestie de asta așa care se... face așa, cred că aici se pune în acel suport. Nu, aici este senzorul. Iată, ăsta e senzorul aici. Hai să fim promți cu el, să nu-l stricăm cumva. Hai să vedem ce mai avem aici. Un cablu USB-USB. Acestea au fost primit cadou de la de unde am cumpărat acest microscop, de la BigMe. Un cablu HDMI, cred că este mini HDMI la HDMI. Așa, bun, să vedem ce mai avem aici. Și acum urmează partea interesantă, că trebuie să consultăm manualul ca să văd ce... bine, ok, este și în engleză, este și în chineză, nicio problemă, știm de toate. Așa, aici avem transformatorul, care este 12V cu 1.5A, deci se bagă în priză, o mufă de asta subțire, cred că este 1,5-2 mm, nu contează, mai e o mufă de asta aici, asta nu știu ce face, cred că face lumina. Aici este o lupă sau un stand din ăsta, o chestie de asta așa. Bun, aici urmează, ăsta e standul pe care se pune. Are și ăsta aici, deci are DC 5V, se ajustează lumina foarte, foarte ok.
Și aici se introduce 12 volți. Cred că intră 12 volți în ăsta. Și pe aici iese cablul ăsta, al doilea e făcut ca să dea mai departe lumina. E foarte bună funcția asta de ajustare a luminii, pentru că sigur o să fie folositoare. Și mai este telecomanda. Nu știu dacă are baterie, nu are. O să văd imediat. Dar aici, în partea asta, hai să vedem că s-au adunat multe aici. Aici mai sunt, este standul, cred că standul ăsta, unde se fixează. O să-l fixăm împreună. Și aici se și, cred că se și coboară așa. Pac, 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 pac. Asta se prinde aici, dacă nu, așa. Are un șurub acolo, deci doar este așa, o să vin. Aici este acest vizor și lupă și ce mai este. Chestia asta care face posibilă, convertește imaginea, iată asta este aici un fel de, cum să zic eu, că nu-mi vine acum, am un lapsus. Ocular, să zic așa, dacă aș putea să-i spun așa. Are și un nimbus aici ca să fie desfăcut. O să bag toate astea aici. Are și un dop care probabil se pune la final după ce când îl depozitez. Și aici are și chestia asta ca să poți să schimbi ăsta, ocularul ăsta se schimbă. Mai e și chestia asta de aici, asta e drept așa. Oare se bagă așa? Nu știu, are ceva chestii pe aici. Și aici, uite, mai e și aici o chestie. Cam așa vine ăsta. Și scrie higher, HX, HY, 500X. Nu știu dacă ce face chestia asta, dar are două șurubele aici. Mai are și un imbus aici, cred că asta se poate schimba. Bun, hai să vedem totuși și manualul ăsta ce zice. Ar trebui să ne spună exact. Să bag ăsta aici. Să rămână doar manualul. Așa. Bun. Asta este baza. Baza. Astea sunt luminile. Doar chestiile astea ne interesează foarte mult și partea de alimentare, bineînțeles, iată că avem și un CD. Bun, așa, un pic mai, nu știu ce e aici, o chestie verde, dacă nu știu că se vede acolo, e o chestie verde, nu știu ce face. Aici cred că o să vină asta înfiletată aici. Hai să dăm luminile astea așa, nu ar fi foarte greu de montat, însă observ că nu se mișcă brațul ăsta decât sus-jos, atât, nu are altă mișcare, se fixează cam așa, însă se poate mișca de aici, aici, cam așa, ăsta e maximum. Și acum să vedem părțile astea mai delicate, cum vin. Ăsta știu că vine, sigur așa vine. Cumva așa, trebuie să vină prins aici. Așa. Dar vreau să văd cartea asta neapărat. Hai să dau un pic ăsta mai jos. Iată că am rezolvat și cu lumina. USB output, DC 12V, HDMI, TF card, asta e modelul Higher. HY2070, 12V cu... Și aici are o chestie de asta așa care se face așa. Cred că aici se pune în acel suport. Ah, nu, aici este senzorul. Iată, ăsta e senzorul aici. Hai să fim
confrunt cu el, să nu-l stricăm cumva. Hai să vedem ce mai avem aici. Un cablu USB-USB. Acestea au fost am primit cadou de la de unde am cumpărat acest microscop, de la Bigmi. Un cablu HDMI, cred că este mini HDMI la HDMI. Așa, bun, să vedem ce mai avem aici. Și acum urmează partea interesantă, că trebuie să consultăm manualul ca să văd ce... bine, ok, este și în engleză, este și în chineză, nicio problemă, știm de toate. Așa, aici avem transformatorul, care este 12V cu 1,5A, deci se bagă în priză, o mufă de asta subțire, 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 cred că este 1,5-2mm, nu contează, mai e o mufă de asta aici, asta nu știu ce face, cred că face lumina. Aici este o lupă sau un stand din ăsta, o chestie de asta așa. Bun, aici urmează... ăsta e standul, ăsta e standul. Ăsta e standul pe care se pune. Are și ăsta aici. Deci are DC 5V. Se ajustează lumina foarte, foarte ok. Și aici se introduce 12V. Cred că intră 12V în ăsta. Și pe aici iese cablul ăsta, al doilea e făcut ca să dea mai departe lumina. E foarte bună funcția asta de ajust a luminii, de ajustare a luminii, pentru că sigur o să fie folositoare. Și mai este telecomanda. Nu știu dacă are baterie, nu are... O să văd imediat. Dar aici, în partea asta, hai să vedem că s-au adunat multe aici. Aici mai sunt, este standul, că standul ăsta, unde se fixează. Și să-l fixăm împreună. Și aici se și, cred că se și coboară așa. Pac, 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 pac. Asta se prinde aici, dacă nu, așa. Are un șurub acolo, deci doar ăsta așa, ăsta vin. Aici este acest vizor și lupă și ce mai este. Chestia asta care face posibilă, convertește imaginea. Iată, asta este aici un fel de, cum să zic eu, că nu-mi vine acum, am un lapsus. Ocular, să zic așa, dacă aș putea să-i spun așa. Are și un nimbus aici ca să fie desfăcut. O să bag toate astea aici. Are și un dop care probabil se pune la final după ce când îl depozitez. Și aici are și chestia asta ca să poți să schimbi ăsta. Ocularul ăsta se schimbă. Mai e și chestia asta de aici. Asta e dreapt așa. Oare se bagă așa? Nu știu, are ceva chestii pe aici. Și aici, uite, mai e și aici o chestie. Cam așa vine ăsta. Și scrie Higher, HX, High Y, 500X. Nu știu exact ce face chestia asta, dar are două șurubele aici. Mai are și un imbus aici, cred că asta se poate schimba. Bun, hai să vedem totuși și manualul ăsta ce zice. Ar trebui să ne spună exact. Să bagă asta aici. Să rămână doar manualul. Așa. Bun. Asta este baza. Baza. Asta se numește. Doar chestiile astea ne interesează foarte mult și partea de alimentare, bineînțeles, iată că avem și un CD-ul. Bun, așa, un pic mai... Nu știu ce e aici, o chestie V.
verde, dacă nu știu că se vede acolo, e o chestie verde, nu știu ce face. Aici cred că o să vină asta închiletat aici. Hai să dăm luminile astea așa, nu ar fi foarte greu de montat. Însă observ că nu se mișcă brațul ăsta decât sus-jos. Atât, nu are altă mișcare, se fixează cam așa, însă se poate mișca de aici, aici. Cam așa, ăsta e maximum. Și acum să vedem părțile astea mai delicate, cum vin. Ăsta știu că vine, sigur așa vine. Cumva așa, trebuie să vină prins aici. Așa. Dar vreau să văd cartea asta neapărat. Hai să dau un pic ăsta mai jos. Așadar, ăsta e manual. E singur. Ok. Dacă ne uităm aici, nu scrie nicio instrucțiune de ce văd eu. Și atât. HDMI, High Definition, Monitor Screen. Da, o să mă uit aici pe chestia asta, că nu e greu. Asta se prinde undeva. Și asta trebuie să vină băgat aici. Bun. Asta trebuie să vină aici. Are un șurubel lipsă care se înfige și cred că se înfige ăsta de aici, în șurubul ăsta lipsă. Uite, așa, să vedem. Ar trebui să-l pot introduce și să-l și nimer acum. Chestia asta aici, Vasilin, asta e pentru că asta se plimbă, e de fapt lupa aia care mărește, iată că iese de aici cumva. Vasilin, asta e ca să, nu știu, să meargă mai fin, mai știe cum trebuie să facă. Bun, și ăsta, din ce cred eu, ar trebui pus aici. Bine, nu știu dacă ăsta se înfige aici sau nu. Nu, nu are nicio importanță. Ăsta doar îl înfige, îl prinde aici foarte bine și îl fixează. Și cam atât. Asta-i face chestia asta aici. Bun, și bănesc că în capătul ăstuia de aici vine acest monitor. O să-l închiletez aici. Bun. Vreau să-l zgârim, o să-l strâng cât pot eu, apoi îl pun în poziția asta de aici și apoi strâng asta de aici și aici o să-mi dea voie să... am umplut de tot felul de chestii. Mai sunt și altfel de lupe, sunt tot felul de accesorii aici, din ce văd eu. Asta cred că ar trebui să o pun, sau capacul ăsta așa, să-l pot pune când nu mai lucrez cu el. Mamă, ce lipicios e. Și ăsta se dă și așa, uite, vine așa. Uite așa, pac, pac. Bun. Căpăcel, căpăcele, căpăcele, căpăcele. Bun, am și aici un căpăcel.
Ăsta vine aici. Nu, ăsta nu vine nicăieri, ci ăsta cred că o să-l pun aici. Și aici am celălalt ocular, sau cum îi spun eu. Nu, ăsta vine aici, ăsta vine așa. Așa, telecomandă asta. Hai să-l și alimentăm. Asta e alimentarea, desfacem ăsta de aici. Și îl bag într-o priză mai în spate undeva. S-a aprins un bec albastru pe el. Hai să vedem. Ăsta vine, o să alimenteze chestia asta de aici, de jos. Așa. Așa. Asta nu știu dacă cum se aprind chestiile astea. E destul de... Nu se aprinde nimic. Nu, încă nu se aprinde. Nu știu de ce. Hai să vedem, o fi controlate prin altă chestie. Ok. Cablul ăla mic de care ziceam, ăsta, adică ăsta de aici, ăsta mic, hai să punem aici în spate să se vadă. Aici avem DC 12V, o să alimentez acest monitor cu chestia asta și cred că vine așa. Așa trebuie să vină el alimentat. Bun. Până aici am parcurs pașii și apoi să vedem dacă pornește. Nu? Momentan nu zice nimic. S-a stins alimentatorul. E, așa, da, ia uite, a și pornit. Ia uite. Oh, câtă mărire are. În spate nu se dă. Aș vrea să-l dau mai în spate totuși. Adică mai așa un pic. Bine, ok, hai să iau ceva de aici, o chestie. Nu, ceva mai... Ceva foarte, foarte mărunt, dacă vă încăi ceva acum, nu? Nu știu ce să iau. Bun. Deci e pornit. E ok. Se vede aici o dungă roșie. De ce oare are dungă roșie? Chestia asta. Sau așa e folia. Așa, ok. Așa o fi folia. E posibil să fie folia. Bun, nu știu exact cum merge, dar ăsta se mișcă de aici, deci mai trebuie strâns, probabil, ca să nu se miște din suportul ăsta de aici. Deci trebuie strâns un pic mai tare, deși are un fel de juc. Hai să vedem cum îl rezolv. Asta vine așa. Asta, să nu mai joace ăsta aici. Aha. Am mai făcut ceva aici. Nu știu, tot are un joc. Îmi place lui să stea locul lui. Se vede un pic aici o dungă, nu știu de la ce e. Hai să punem ceva, e ok, hai să punem chestia asta aici. Doar că asta o am, altceva nu am. Și acum trebuie să reglez de aici, din, să-i fac un focus. A, da. Vai, nu se vede. Deci e mai ceva ca la, și luminile astea... luminile astea chiar ajută, uite cum se mișcă. Deci în caz că nu vezi ceva bine și sau vrei să dai mai încet, poți să-l stingi și de tot sau poți să-l aprinzi la maxim. Acum depinde cum ești obișnuit. Uite cam așa, cred că asta e mărirea maximă. Uite cât de clar se vede. Deci se vede chiar și, nu știu,
prin perfecțiunea aia de acolo. Așa se vede telecomanda, funcționează cam din poziția asta de aici, de aici, dacă o țin mai mult în poziția asta, pentru că are un infraroșu și nu știu exact unde este receiverul de infraroșu, cred că e undeva în dreapta lui, nu văd nimic aici, sau aici undeva unde e LED-ul ăsta verde. El merge, se poate și mări, micșora. Nu am încercat, n-am apucat să încerc toate funcțiile. Trebuie să-i găsesc locul ăsta lui, special, cum îi place lui să meargă. Deci telecomanda asta nu știu exact cât de eficientă e și de ce face tocmai așa. Putea să aibă acel senzor. Că totuși asta nu emite. Da, e posibil ca să nu meargă foarte corect această telecomandă și de asta să nu meargă tot timpul. Trebuie să nu facă contact bateria. Bateria se scoate de aici, în fine, nu e asta important. Se apasă pe chestia asta și se trage așa. Are o baterie CR2025, destul de subțirică. Eu aș fi pus CR2032, dar probabil că nu intră aici. Deci aici se pune bateria. A avut un plastic din acela pe care l-am scos la început. Poate, nu știu, să apăs, dar momentan nu. Please insert SD card. Așadar, aici are un fel de zoom digital. Da, cred că e mai bun ăsta optic. Aici are un buton de meniu. De aici se și oprește, cred. Gata, acum s-a oprit. Și acum a pornit în aceeași poziție. Am dat eu folia asta, dunga, dacă vedeți o dungă pe aici, și să știți că e de la folie, deci nu are nicio problemă display-ul. Telecomanda, în schimb, face de ale chestii, nu știu exact, nu știu dacă emite sau ceva, nu știu dacă se vede aici că emite, ar trebui să se vadă ceva, dar nu. Nu, se pare că nu emite, ori nu face contact, ori e bateria aia mai ciudată în ea. Uite că acum merge, dacă țin așa de baterie, merge. Cred că asta e chestia, nu face contact. Uite, dacă o țin îndreptată înspre direcția asta, e ok. Dar trebuie să țin și de butonul ăsta de aici, din spate. Line set. Aha, gata. Deci e o chestie de... Așa, aici se pune linia, cine dorește să pună ceva linii pe el. Poți să pui o săgeată aici în mijloc. Crosshair on off. Driving rule. Dividing rule. Deci are și o linie din asta așa, de 10 mm de ceva. Are destul de... multe setări, să zic, e destul de reușit, să zic, ca model, sau linii de astea așa, 2, 3, 5, 6, ce culoare vrea fiecare, direcția, poziția, culoarea, tot felul de chestii de astea, destul de... Deci problema e de aici, de la baterie, că nu face contact, deci ți-e treținut un pic așa de ea. Prima dată, că văd că acum e ok. Aici spune și calitatea imaginii, la ce să fie 26 de megapixeli, 16x10, 2 megapixeli, mare ceva setări pe aici, color, exposure, auto. Hai să vedem dacă pot să și ies de aici, nu, am ieșit prea mult.
Saturation, contrast, HDR, limbă, iată care și, bine că e de ajuns engleza, frecvența mirror set, poate se vadă și în oglindă. Aici vedem frecvența, punem pe 50 de Hz, date time. Ah, ok, bun, putem să punem și, văd că și data. 2022. Și ora, probabil că chestiile astea sunt folosite ca să fie, cred că asta e luna, da. Hai să punem aici, luna. Ok. Bun, merge un pic mai ciudat, că suntem azi în 20 și ceva. Hai mă. 23, ora, cât o fi. 0.54, nu știu la momentul ăsta în care filmez, este destul de devreme, undeva la ora 9, cred. Așadar, nu prea contează. Hai să punem totuși ora, să vedem dacă are 23, dacă știe până la 23 sau știe... A, uite că știe și... 21, hai, 25, bun, hai, rămâi așa, văd că nu prea îți place. A, și aici date stamp, poate să pună chestia asta așa, să pună pe poză, format, version și aici cred că vedem... versiunea de soft HY. Acolo se vede, hai să dau mai așa, nu? Așa, uite așa. Asta se mișcă doar așa, să cred că ăsta e maximul care se poate mișca. Nu, ăsta e maximul, așa vine. Versiunea 1, HY2070. Higher, așa, nu știu ce face chestia asta de pe telecomandă, are un fulg aici de înghețare, cred că să blocheze ceva. Bun, ăsta este aparatul, acum, hai că am dat eu asta de aici, bun, am lăsat tot acolo, se vede foarte, foarte bine, are bineînțeles cu o latență, am vorbit cu distribuitorii și au zis că așa au toate. Deci mai ales acesta de 60 de Hz, are un cablu care se leagă la calculator, ziceam. Hai să dăm așa, wide angle, să se vadă tot. Ok. Aici e cablu care se leagă la calculator și cum ziceam că mai am și portul ăsta HDMI, care vreau să-l leg și pe ăsta la monitor, la un monitor sau la televizor, depinde unde e. Fiecare vrea să alege unde dorește. Așadar, pe acesta l-am legat la HDMI. Așa vine în spatele lui. Adică așa se vede în spatele acestuia. Iată, are aici port micro SD, TF card. Aceasta este alimentarea, am trecut-o pe aici prin chestia asta și are și USB pentru a se conecta la calculator și a face, de exemplu, poți să faci înregistrări sau filmări sau poze. L-am pus pe HDMI, aici se conectează monitor, aici are un port mini HDMI, cred că o să-l scot de la monitor și aș vrea să văd doar cum se vede și pe monitor. Ok, pentru cine nu ajunge acest display de 7 inch, poate să-l vadă pe 27 de inch. Și așa, bun. E un mic de asta, dar ea nu se mișcă. Și acum o să pornesc monitorul care este aici în spate. Scanning for signal și no HDMI detected. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. HDMI 2. Nu,
zice nu HDMI cable. Am fi intrat bine, deși e destul de ok. A, gata. Acum s-a văzut, nu intrase suficient de bine. A dispărut imaginea de aici și acum s-a mutat pe monitor. Iată cum arată imaginea pe monitor. Hai să scădăm un preț de asta. Iată cum arată un cod de bare. Am văzut așa la monitor. Mare. Mare de tot. Foarte mare. Așa, să mut mai aici. Foarte, foarte fain se vede. Aș vrea totuși să încerc ceva mai micuț. Să vedem dacă am ceva mai mic aici. Ok, bun. Hai să punem chestia asta. Am aici un montaj electronic și o să-l pun pe această lupă, dar trebuie să reglez, bineînțeles, zoom-ul la ea, pentru că nu știu dacă se poate, că e prea aproape. Nu, cred că asta nu se poate, trebuie păstrat o anumită distanță. Sau se folosește altă... Am reușit să-l conectez pe HDMI, cam așa se vede, însă placa trebuie să fie cât mai jos, nu se poate foarte ridica, adică ceva de genul ăsta. Cam așa ar semăna, să zicem că ăsta e integratul care vreau eu să-l vizualizez și o să-i dau de aici un zoom și de aici reglez lumina să-mi bată astfel încât să-i observ scrisul mai bine. Și scrie 7IOR F7241. Iată în chestia asta de jos. Și nu se mișcă, adică să zicem că vibrează un pic. E normal să vibreze pentru că mărirea este destul de mare. Iată cum arată un SMD-ul din acesta, un rezistor SMD-ul. O să vede. O să-i dau mai multă lumină și... Așa, bun. Aici se vede destul de bine. Pe un monitor de 24 de inci. Și dacă vreau să-i văd, să mă duc pe mijlocul lui, mă duc pe mijlocul lui. Asta e funcția lui de bază. Acum că se poate lega și pe USB și pe monitor, astea sunt niște funcții adiționale pe care dacă cine dorește să le aibă, poate să ia acest microscop. Dar probabil că își face și unul treaba destul de bine mai ieftinel, pentru că asta nu e foarte ieftin. Nu știu exact în ce gamă se încadrează, dacă e la profesional sau nu. Știu doar că am vrut să fie cu 60 de frame-uri, pentru că atunci când, să zicem că vrei să lipești aici ceva sub el, uite, imaginea asta nu se mișcă. Deci nu se mișcă, nu are nicio întârziere, deci cum pun aici penseta, cum acolo s-a dus. Deci aici s-a dus. Uite, o adaug aici, vreau să iau piesa asta de aici, să zicem. Deci am destul de mare precizie și nu întârzie deloc, deci chiar nu întârzie. Cum o mișc eu, așa se mișcă și aici. Foarte, foarte puțin, cred că undeva la, nu știu să zic, câteva sute de milisecunde, față de un telefon normal, cum făceam înainte. Să zicem că aici vreau să o dezlipesc și vreau să o iau de aici, să mă uit la ea, o dezlipesc cu aer cald și vreau să o și ridic. Chestia asta mă ajută destul de mult și nici nu obosesc ochii așa de repede, că n-ai cum să te uiți la chestia asta. Cu ce să te uiți? Cu o lupă? Cu ceva? Nu știu, cu ce. Am încercat toate metodele până acum și nu, n-am găsit una fiabilă.
Am zis că telefonul chiar nu merge. Bine, asta a fost tot microscopul minune, care sper să mă ajute în a depana cât mai multe chestii de pe lângă casă sau nu numai ce aparatură mai folosiți sau la ce aveți nevoie. Cred că poate fi folosit și că ca uz didactic, dar nu știu, e mai mult pentru electronică.